Cu ce se ocupă Larisa Drăgulescu la 14 ani de la divorțul de gimnastul Marian Drăgulescu? Și-a cumpărat 6 locuințe. Larisa Drăgulescu a dezvăluit ce avere are, dar și cum se înțelege cu soțul după căsătorie. Aceștia au făcut un contract prenupțial. Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, s-a căsătorit a doua oară recent. E mamă a doi copii cu același Marian Drăgulescu și aceasta nu și-l mai dorește și pe al treilea. E preocupat în special de viața ei profesională. Acum vreau să mă ocup de copiii mei, de imaginea mea, de afacerile mele, am alte proprietăți. Mi-am cumpărat 6 locuințe, am 3 apartamente și 3 case. Două le-am achiziționat după nuntă, dar sunt doar ale mele. Înainte de a mă căsători, am făcut cu soțul meu contract prenupțial. După căsătorie, am fost iar la notar ca să fac alt contract prenupțial, că nu are niciun drept asupra bunurilor mele. Însă notarul mi-a zis că este legal să așteptăm 8 luni de la căsătorie și apoi să facem alt contract prenupțial. Soțul meu are și el în Germania bunurile lui plus o casă în Botoșan de la mama sa, a mărturisit Larisa Drăgulescu. Aceasta a dezvăluit că a lucrat 3 ani în Dubai, apoi în Germania, iar acum a revenit în țară. Am fost playmate pentru revista Playboy România, chiar ultimul model al revistei la noi în țară. Acesta a fost încă un vis împlinit. Mi-am dorit să apar în revista cu cele mai sexy și frumoase femei din lume, încă de pe vremea când eram căsătorită cu Marian. Familia mea întotdeauna m-a susținut în toate deciziile mele, așa că imaginează-ți că au fost foarte mândri de mine și au dat năvală să își achiziționeze revista. Din momentul acela am pozat nud în mai multe colaborări, iar în noul meu proiect, fanii mei au posibilitatea să își achiziționeze imagini sau videouri nud cu mine contra cost, a declarat Larisa. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!